Agricultorii din zona Orheiului implementează cu succes noile prevederi din noua lege care reglementează activitățile necalificate cu caracter ocazional. Astfel odată cu intrarea în vigoare a legii zilierilor din luna septembrie curent, s-a rezolvat una din problemele cu care se confruntau agricultorii, plasarea în albea legalității a muncitorilor. Potrivit șefei Inspecției Teritoriale a Muncii din Orhei, Tatiana Romanov, în lunile septembrie-octombrie, instituția a eliberat 80 de registre de evidență a muncii zilierilor, dintre care 35 pentru raionul Orhei. Dacă în septembrie 14 agenți economici, 6 din raionul Orhei, 5 din Șoldănești și 3 din Rezina au declarat că au folosit munca a 249 de persoane, atunci în octombrie pentru 21 de agenții economici, printre care 10 din raionul Orhei au activat 316 zilieri. Tatiana Romanov mai menționează că lideri la capitolul antrenare muncitorilor necalificați sunt o gospodărie țărănească din satul Mărzești și una din raionul Șoldănești. Totodată Mihai Tașnic, inspector în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii din Orhei, spune că agricultorii de mult timp se confruntă cu problema plasării în albea legalității a muncii zilierilor. Problemă care a fost rezolvată prin adoptarea legii în luna septembrie curent. La data de 3 septembrie curent a intrat în vigoare legea care reglementează activitățile necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Legea a fost publicată în monitorul oficial pe 2 martie 2018 și are drept scop diminuarea fenomenului muncii la negru. Potrivit noilor prevederi, durata zilnică de executare a activității unui zilier nu va depăși 8 ore, în cazul persoanelor de la 15 la 16 ani 5 ore. Iar pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, durata nu trebuie să depășească 7 ore.